Suntem în casa lui Dumnezeu. Aleluia! Și Domnul e prezent în adunare. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! E importantă inima ta înaintea lui Dumnezeu. Ești important înaintea lui Dumnezeu. Ai preț în ochii lui Dumnezeu. Amin. Și pentru că ai preț înaintea lui Dumnezeu, tu nu ar trebui să stai, mă rog, cunosc, în dimineața aceasta, ridică-te în capul oaselor și dă-i slavă lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Suntem la părtășie, suntem la bucurie. În dimineața aceasta vrem să stăm la masă cu Domnul. Amin. Și pentru aceasta vreau să mă închin cu viața mea, cu ființa mea, cu tot ce sunt. Aleluia. Vreau să mă închin Domnului și să-i spun Dumnezeu că îl iubesc. Lăudați să fie Domnul! Aleluia. Așa cum spunea David, Doamne, te iubesc din inimă, stânca mea, tăria vieții mele, speranța inimii mele. O, lăudați să fie Domnul! Amin. E așa de minunat Dumnezeu. De ce? Că te-a dus în casa Lui. Nu e un har că ești în casa Dumnezeu? Lăudați să fie Domnul! Așa că în ora asta care ne stă acum de laudă și de închinare, vrem să ne închinăm cu toată inima. Amin? Lăudați să fie Domnul Iisus! Așa că sora Stella are o cântare spre slava și gloria Domnului.